întâmplare din labirint. Eu am venit la seminar în toamna anului 1970. Primul lucru care mi l-a prezentat ca instructaj este: nu aveți voie să vă duceți în biserica din labirint. De ce? E o problemă. Nu vă duceți acolo. Eu am fost repartizat în celelalte biserici care erau în București ca să facem practică cu această interdicție, nu mergeți în labirint. Dar noi învățam și locuiam în curtea labirintului. Clasa era în stânga, în față era dormitorul. Primele două, trei luni încă nu ne-am dezmeticit noi bine, dar a rămas cu acest, măi, ce-o fi în labirint? De ce nu-i voie? Și într-o sâmbătă seara, când am ajuns mai repede de la practica care o aveam în comunități, am văzut că în labirint încă mai era ceva activitate. Mă duc și eu ușor așa, să nu mă vadă cineva, mă urc la balcon, acolo, balconul ăla frumos, și era repetiție de cor. Și meresc lângă un frate, dau mâna cu el, cine sunteți, cine sunteți? Stoica Napoleon. Am auzit Stoica Napoleon, am tresărit. Că mai auzisem ceva de numele lui. Și de atunci ne-am și împrietenit. Ne-am prietenit foarte bine. M-am dus pe la el și mi-a povestit. Cu puțin înainte de a veni noi la București, la începutul lui septembrie, tinerii din labirint au făcut un program muzical. Un program muzical despre ceva, educație, că era începutul școlii, așa. Și unul din tineri a făcut rugăciunea de la final. Și a spus așa, cred că în programul muzical a fost vorba și de Ahab și de Izabela: Doamne, să ne păzești, să ne ferești de influențele lui Ahab și Izabela. Totul n-a mers bine ca tânărul respectiv și încă vreo doi sau trei care au făcut programul au fost luați la securitate. Nu a scăpat de securitate până când nu a intrat în spital. De bolnav ce a pățit acolo. Acuzația era aceasta: Ahab înseamnă Ceaușescu și Izabela înseamnă Elena. Deci nu a fost foarte grav folosirea numelor, ci a fost foarte grav interpretarea numelor. Cine a dat-o? Profeții falși din biserică, adică informatorii. Aceasta a fost prima mea experiență cu labirintul. Dar atunci mi-am dorit foarte mult să vin, să fac, să ajung. Am ajuns în labirint doar în ultimul an de studii, din 73-74. Și țin minte un singur lucru. Întotdeauna am fost foarte atașat de tine, atunci eram și eu tânăr. Dar și acum sunt atașat de ei și îmi doresc întotdeauna ca ei să aibă cele mai bune locuri, cele mai bune ocazii, tot ce le trebuie. Era un grup foarte mare de tineri care nu încăpeau la cor de doamnele mari ale labirintului. Săracele pe la colțuri, pe la magie, pe un scaun, pe acolo, fugeau, veneau, nu încăpea și. Mă cam deranja treaba asta. Aș fi vrut să fie un cor de tineri, să meargă, să cânte. Deci, labirintul a avut așa un impact foarte, foarte mare asupra noastră când am fost studenți. Și era biserica unde acești tineri care abia își găseau și ei locuri pe undeva, pe acolo, prin înghesuirea foarte mare, aveau ore de rugăciune, aveam concursuri biblice, am făcut un concurs biblic foarte, foarte interesant, atunci acolo cu toți, și foarte mulți dintre ei au realizat mult de tot în viață. Cred că acum vreo 3 sau 4 ani am avut o întâlnire cu toți acești tineri și o săptămână am fost împreună, ne-am bucurat foarte, foarte mult. Cam acestea au fost surprizele mele din labirint și acum să vă mai spun încă una. Era pe vremea aceea un domn, nu știu, nu-l cunosc, care avea o Biblie micuță, aurită
și puțin înroșită. Foarte frumoasă, în limba engleză. Și o ținea în palmă și nu ne dea voie să doar așa în palma lui, să ne uităm la ea, să, așa să o privim, cam cum e. Dar eu, cum sunt foarte ambițios, zic, vreau să o cumpăr Biblia asta. Zic, nu, nu e de vânzare. Dar băiatul ăsta era prieten cu un prieten de-al meu. Și spun, băi, fii atent, vorbește tu cu el și ia-o, ia-o tu. Cât cere pe ea? Și îmi spune, ce, uite, a zis că pentru mine mi-o lasă cu 400 de lei. 400 era bani mulți atunci. Dar fac rost de bani, îi dau și mi-a luat Biblia. N-am mai văzut-o nimeni, n-am mai știut de ea. Asta era în primăvara lui 74. Dar prietenului meu îi spun, fii atent. La cine o să vezi Biblia aceasta, să știi că cu fata aia mă însor. Și Biblia aceea a fost pentru mine verigheta de căsătorie. Din labirint. Vă mulțumesc. Astea sunt amintirile mele din labirint. Pentru după masa aceasta, am un subiect interesant. Subiectul care mi l-am propus să îl prezint se intitulează Războaiele omului și războaiele Domnului. Război, dar de un fel și de altfel. Pentru fiecare vreau să citesc câte un verset biblic. Primul verset este pentru războaiele omului. 2 Samuel, capitolul 3, versetul 1. Și a fost război îndelungat între casa lui Saul și casa lui David. David se întărea tot mai mult, iar casa lui Saul slăbea tot mai mult. Astea sunt războaiele omului. Și o să ne întoarcem să vorbim puțin despre ele. Acum mergem la 1 Samuel, capitolul 25, versetul 28. O femeie foarte înțeleaptă. Vedeți, întotdeauna Biblia a fost cea care a păstrat cel mai bun echilibru între femei și bărbați. Unii fie le bagă de tot, de tot în jos, alții fie le ridică mai sus. Dar Biblia e corectă. Abigail, o femeie înțeleaptă, care a rezolvat un conflict, a pus capăt unui mini-război și în versetul 28 spune așa, iartă, te rog, greșeala roabei tale, pentru că Domnul va face negreșit Domnului meu o casă trainică, pentru că Domnul meu poartă războaiele Domnului. Și nu s-a găsit rău în tine în toate zilele tale. Îmi place această expresie. Domnul meu poartă războaiele Domnului. Și când porți războaiele Domnului, spune, nu s-a găsit nici un rău în tine. Trăim într-o lume a războiului. Cum spuneam și dimineață, aproape că în istoria omenirii n-a existat an să nu fie măcar un război. În primul rând este războiul din casă. Casa lui Saul cu casa lui David. Cine era Saul? Socrul lui David. Cine era David? Ginerele lui Saul. Un război în casă, nu? Dar câți oameni au murit pentru acest război? Numai la judecată vom ști. Câte necazuri au fost în toată țara, în vrăjbeală, unii împotriva altora, unii așa, tabere și alte treburi, datorită acestui fapt. Războaiele, să știți că întotdeauna încep din casă. Dacă în casă este totdeauna o tensiune, o stare de conflict, de acuze, de lupte, de bătăi, de multe ori oamenii care sunt frustrați de ceea ce se întâmplă în casă, explodează când ies afară și ajung la război. Războiul dintre frați, Isaac și Ismail. Isaac era un copil de vreo 5 ani când l-a înțărcat mama lui și Ismail, o să crezi tu că o să fii șeful casei? Eu sunt mai mare aici, eu o să fac legea aici, îți arăt eu ție.
Cam așa s-a manifestat Ismail. Și Sara, foarte atentă, băi bărbate, eu nu vreau ca copilul meu să ajungă sluga egiptenței acestea, roabei astea. Fă ceva. Și a început războiul din casă. Și până la urmă Abraham, săracul, a trebuit să-și trimită departe copilul și îngerul Domnului spune, ascultă, băiatul tău Agar, adică Ismail, mâna lui va fi împotriva tuturor și mâna tuturor va fi împotriva lui. Război? Până azi. De unde? De la o rivalitate, de la o greșeală, de la o problemă. Război până azi. Război între frați. Războiul civilizațiilor este cea mai mare formă a războiului. Primul război între civilizații a fost când Persia a atacat Grecia, civilizația Est împotriva civilizației Vest, și timp de 200 de ani perșii i-au dominat pe greci. Grecii s-au răzbunat prin Alexandru Macedon și cucerește întreg Orientul și creează pentru prima dată un fel de ecumenism numită elenizare. Amestecul dintre două civilizații care a ținut ceva în perioada aceea, dar care astăzi, când a încercat să mai facă o elenizare și americanii, n-au mai ținut. Războiul dintre civilizații nu s-a terminat cu Persia și Grecia, a continuat războiul dintre musulmani și creștini mai bine de 1000 de ani, atingând apogeul în cruciade, și ceea ce mă îngrozește este că din nou se aud aceste expresii, vreți iarăși război între semilună și cruce? Voci care se aud. Deci este un război de civilizații. Două moduri diferite de a vedea viața. Orientul socialist și cu sistem dictatorial, Occidentul imoral și cu o structură politică liberală. Asistăm la acest război teribil pe trei fronturi. Ucraina, Orientul Mijlociu, Nordul Africii. Acesta este războiul actual. Vorbim despre război, vorbim despre senzații tari. Întotdeauna când e vorba de război, te întreabă, și pe mine m-a întrebat un domn, așa de talie înaltă, cu cine ții? E foarte greu. Pentru că de regulă ne atașăm de o tabără sau de alta. Și apoi oamenii care se atașează de o tabără sau de alta, încep să se bată și ei între ei. Așa e lumea, nu? Așa e lumea. Ne certăm și intrăm în conflict unii cu alții. Din acest motiv, Daniel spune foarte clar, de câteva ori o repetă, războiul va ține până la sfârșit. Pentru că se realimentează din mers. Se realimentează de la tată, la copii, la nepoți, rivalitățile, frustrările, provoacă noi și noi conflicte. Războiul omului este atâțat și împins de la spate de Satana. Zice, Satana a intrat în ei și i-a pornit la război. Războiul are originea, își are obârșia în Satana. De ce? Pentru că Satana știe că atunci când omul este într-un conflict, fie că în familie, între frați sau civilizațional, oamenii coboară la cea mai de jos treaptă a existenței umane. Unde nu mai există nimic, bunătate, dragoste, dreptate, logică, ci doar pasiunea de a-l zdrubi pe celălalt. Spuneți dumneavoastră, într-o asemenea situație, poate un om să fie mântuit? Nu poate. Am citit o carte, este Lupta de la Solferino, pe la 1860-61, între francezi și italieni pe de-o parte, austrieci pe de cealaltă parte, și omul care a descris bătălia arată un soldat austriac
rănit foarte grav, aproape de moarte, și omul acela foarte bun care a înființat Crucea Roșie nimerește pe acest teatru de război și se duce să le ducă apă, să ajute cu ceva pe răniți. Și când ajunge la acest austriac care era muribund, în loc să primească apă, în loc să se bucure, se străduiește să-l ucidă. De ce? Pentru că tot ceea ce era în el era război și răzbunare. Cea mai de jos treaptă a existenței umane, războiul. Așa că mi-aduc aminte când eram copil, unul din învățători ne-a povestit un lucru. Pe timpul celui de-al doilea război mondial, copiii de la școală se jucau de-a războiul. Și noi ne jucam. Făceam pistoale din lemn, cu țeavă de soc, cu gumă, cu de toate. Ne jucam de-a războiul. Și profesorul s-a uitat la copii, început să plângă și spune: copii, războiul atât de oribil încât nici să ne jucăm de-a războiul nu-i bine. Să nu mai faceți jocuri de-a războiul. Dar uitați-vă, care jucării se vând cele mai mult? Vedeți? Vedeți de unde începe războiul? La copiii mici. Le cumpărăm puști, arme, pistoale și toate celelalte. Deci nici măcar în joacă să nu facem ceva de-a războiul. Și acum vreau să trec la partea cealaltă. Războaiele Domnului. Domnul meu poartă războaiele Domnului. Foarte interesant. Abigail spune că tu care porți războaiele Domnului, nu s-a găsit niciun rău în tine. Cum e posibil să duci un război și să nu fie niciun rău în tine? Tot despre David, Dumnezeu spune: tu ești un om al sângelui. Nu-ți dau voie să construiești sanctuarul. Nu primim banii tăi ca să construiești biserica nouă la Birint, pentru că ai făcut războaie. Noi nu mai facem treaba asta. Să aducă bani, nu contează de unde. Deci, vedeți, sunt niște probleme greu de rezolvat. Oamenii ai Domnului care duc războaiele Domnului și totuși sunt oameni ai sângelui și totuși au și ei probleme. Cum este? Să analizăm două cazuri. Cazul lui Amalec. 1 Samuel 15, 2 și 3. Dumnezeu, prin profetul Samuel, primind poruncă direct de la Dumnezeu, îl cheamă pe Saul, regele. Vedeți, e teocrație. Regele este o slugă, a cui? A lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune: uite, Amalec a fost și este cel mai mare dușman al evreilor. El v-a ieșit în cale când ați ieșit din Egipt. Acum când sunteți puternici, am decis ca Amalec să dispară. Pregătește-ți armata, du-te și ucizi tot. Bărbați, femei, copii, bătrâni, plus toate animale. Nu iei nimic. Distrus tot. Leharos. Verbul. Leharos. De unde vine cuvântul ebraic haram și cuvântul arab Hamas. Înseamnă distrugere. Distrugere. Saul, bărbat puternic, armată puternică, pleacă, face ce crede el că trebuie să facă, ce crede el. Și se întoarce foarte victorios. Și îl întreabă Samuel: ce ai făcut? Păi ce am făcut ce trebuie? Cum ai făcut ce trebuie? De unde aud eu behăitul ăsta? De unde sunt astea? De ce n-ai făcut ce trebuie? Vedeți? Saul și-a pierdut tronul pentru că n-a îndeplinit porunca Domnului de a rade complet pe Amalec. Peste sute de ani, evreii sunt sub un decret
imperial persan, care nu se poate schimba, ca în ziua de 13 Adar, toți evreii să fie nimiciți. Cine a dat decretul? Haman Agagitul. Cum îl chema pe regele amalecitilor? Cum îl chema? Agag. Haman Agagitul cine era? Un strănepot de-a lui Agag, care a scăpat pentru că Saul nu și-a îndeplinit lucrarea. Vedeți? Interesantă treabă. Dumneavoastră mai puteți comenta mai departe. Și nu s-a terminat această poveste, pentru că sora White spune în Profeți și Regi că în timpul ultimei persecuții, dușmanii lui Dumnezeu și a legii sfinte vor vedea în păzitorii poruncii a patra un Mardoheu în poartă. Adică Agagitul încă trăiește și vor vedea un Mardoheu în poartă și vor da din nou încă un decret ca nu numai Mardoheu și tot neamul lui să piară. E foarte interesant. Al doilea exemplu, Ierihonul. Iosua 6, 16 la 17. Ierihonul este prima cetate cananită. Și Dumnezeu spune, duceți-vă, nimiciți totul și nu luați absolut nimic. Pentru că este prima cetate și este dedicată Domnului pentru leharos, adică pentru nimicire completă. Și evreii au făcut, cu o mică excepție a lui Acan, care știm ce s-a întâmplat cu el, dar aceste lucruri sunt folosite de dușmanii Bibliei ca să aducă o acuzație foarte gravă atât asupra lui Dumnezeu, cât și asupra copilului ăsta. Vedeți? Ce criminal, ce cutare! O mulțime de... Însă, vreau să privim foarte serios. Toți oamenii din Ierihon au fost distruși? Cine a scăpat? O prostituată. Cum? O prostituată? Da. De ce? Pentru că femeia aceasta spune, eu am auzit despre voi și despre puterea Dumnezeului vostru. Cetatea noastră s-a îngrozit și e frică, dar eu vreau să mă salvați și pe mine. Și ce a spus oamenii? Dacă faci ce spunem noi, te salvăm. Vă pun o întrebare. Înainte de a fi distruși complet, Ierihonul a avut har? Gândiți-vă bine și răspundeți. Ierihonul a avut har? A avut. Uite că o familie întreagă a scăpat. De toată cetatea, toți noi suntem îngroziți de voi. Dacă erau îngroziți, de ce n-au încercat să apeleze la harul lui Dumnezeu? Gabonitii au apelat cu un vicleșug și tot au scăpat. Dar dacă apelau în mod real, prin pocăință, uite că Rahab și familia ei, toți care au crezut în ea, verișor, verișoare, poate și un vecin, măi, vin în casa mea că nu mai singur. Și toți care au făcut treaba aceea au scăpat. Vedeți, războaiele Domnului întotdeauna îți oferă har. Îți oferă o portiță prin care poți să-ți salvezi viața. Scapă-ți viața și fugi la mulți. Scapă-ți viața și ieși afară din. Scapă-ți viața și făcutare. Întotdeauna. Deci când Dumnezeu vine cu sabia să nimicească, nimicește pe acei oameni care au respins ultima chemare a harului divin. Acesta este un lucru foarte, foarte clar. Aceasta este dreptatea divină și nu umanismul actual. Deci e o foarte mare diferență între umanismul actual, care ia foarte, foarte mare amploare, și dreptatea divină.
tindem să apreciem umanismul actual și să nu înțelegem corect dreptatea divină. David are de zeci de ori expresia, cea mai clară și mai frumoasă este Psalmul 32 cu 1 și 2, Psalmul 72 mi se pare, iarăși, unde spune, mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea ta. Dreptatea divină în opoziție cu umanismul uman. Am scris o carte, Mielul Alb, în special pentru copii, și mi-a plăcut să vorbesc cu copiii, să-i întreb, cei care au citit, cum e, și unul din băieți, așa, de liceu deja, mărișor, îmi spune, nu-mi place. De ce nu-ți place? De ce atâta sânge? De ce trebuie să moară miei aceia? Nu vreau să moară miei. Zic, tu nu ai citit în carte? Ce spune acolo la mielul de Paști? Dacă nu moare mielul acesta, mori tu. Cum vrei? Să mori tu sau să moară mielul? Și nu așa tăi, Igdada. Oricum, ai bine scap tu. Dar mielul care moare nu este un miel, ci este mielul lui Dumnezeu. Lumea noastră ne place sau nu ne place. Nu poate fi salvată decât prin sânge. Decât prin moarte. Moartea lui Iisus Hristos. De ce trebuie să fie acest război? De ce trebuie să fie acest sânge? Pentru că războiul a pornit cineva, nu pe pământ, în cer. Pentru că Lucifer și îngerii lui s-au luptat cu Dumnezeu și cu ceilalți îngeri. Evident, un război ideologic, dar acest război ideologic avea înfructat foarte multă ură, foarte multă răutate. Și vedem această ură că, după ce nu și-a mai găsit locul în cer, a fost aruncat pe pământ. În Apocalipsa, capitolul 12, spune, vai de voi, pământ și mare, pentru că diavolul a venit la voi cuprins de o mare furie. Și vedem furia lui în ce se întâmplă aici. Ce se întâmplă? Tot ce se întâmplă, oriunde, în Ucraina, în Israel în prezent, cu câtva timp, în urmă a fost și pe la noi, a fost și în alte părți. Deci, pe oriunde vă duceți, ce vedeți? Monumente cu oameni care au murit în război? Au murit pur și simplu că erau cetățenii acelui sat, că erau români sau că erau maghiari, că erau evrei sau că erau francezi, fără nicio altă vinovăție, doar pentru că erau altcineva. Au fost uciși. De ce? Pentru că Satana s-a coborât cu mânie mare. Deci războiul își are origine acolo. Dacă urâm războiul, atunci trebuie să-l urâm pe Satana. Atunci trebuie să ne rugăm ca acțiunea acestuia cât mai repede să poată să fie oprită. Cuvântul Satana însemnează împotrivitor și însemnează și pârâș, Satana și diavol. Împotrivitor, cel ce se împotrivește și cel ce reclamă. Uite ce a făcut, uite ce a făcut, uite ce a făcut cu tare. Și în Daniel 10 cu 13, îngerul Gabriel îi spune lui Daniel, măi Daniel, tu te-ai rugat 3 săptămâni. Dar 3 săptămâni m-am luptat, măi, cu un dușman și n-am reușit să-l înving. Pentru că de 3 săptămâni căpetenia împărăției Persie mi s-a împotrivit. Unde? La cancelarea Persiei. Acolo unde se luau deciziile pentru poporul Israel, pentru reconstrucția templului, pentru toate, Satana s-a împotrivit și îngerul Gabriel n-a reușit să biruiască. Și a trebuit să intervină Mihail. Mi mo ata Elohim. Cine este ca Dumnezeu? Cine este ca Dumnezeu? Domnul Hristos. Și vedeți, începe în Daniel 10 cu 13
prezența lui Mihail, în Daniel 10:21 zice, singurul care a rămas de partea mea a fost Mihail, și în 12:1, la punctul culminant al conflictului final, zice, în ziua aceea se va ridica marele voivod Mihail. În ziua aceea. Atunci va fi sfârșitul. Atunci va interveni pentru ultima dată Mihail ca să salveze. Și ceea ce îmi place că cuvântul Mihail apare doar în momentele cele mai mari de conflict, de bătălie. Domnul Hristos are multe denumiri. Însă în momentul în care El apare ca luptător, ca apărător al poporului Dumnezeu, apare sub numele de Mihail. În Apocalipsa 6:2, calul alb și călărețul îmbrăcat tot în alb de pe cal, cu un arc care a plecat biruitor și ca să biruiască. Dar foarte frumos a observat cineva. Are arcul, dar n-are săgeți. Care sunt săgețile? Adevărul, dreptatea. Călărețul din capitolul 6 a plecat biruitor și același călăreț apare în capitolul 19 cu 13-21, același călăreț, pe același cal alb, care le strigă, este o parabolă aici, le strigă păsărilor, veniți la ospățul acesta și mâncați carnea capitanilor, coloneilor, războinicilor, soldaților. Deci bătălia este câștigată și păsările vin la ospățul parabol ca să mănânce carnea acestora. Acesta este războiul final. Și nu încheiem cu acest tablou, că nu s-a terminat cu victoria. Războaiele noastre se termină că după un an, după doi, după patru, după cinci, alții după 30 de ani, războiul de 30 de ani, a fost un război între Franța și Anglia de 100 de ani, până la urmă unul cedează și nu mai poate. Și atunci se ridică monumentul învingătorilor. Și când câștigă celălalt, monumentul ăla intră la topit și se ridică monumentul altuia. Asta e lumea noastră, nu? Dar războaiele Domnului se termină cu Isaia 2. Isaia 2, 1-5. Deci, veniți să ne suim la muntele casei Domnului. Ce în ziua aceea, muntele casei Domnului va fi cel mai înalt munte. Și un lucru foarte frumos. Ce în ziua aceea, din săbiile lor, din cosoarele lor, din tunurile lor, vor face unelte agricole. Războiul se va termina. Când se termină războiul? Când ne suim la casa Domnului. Când ne urcăm. La război, coborâm în groapă. Când ne urcăm la casa Domnului, ne ridicăm. De câte ori veniți la adunare, veniți să cântați, să citiți, să vă rugați, să ascultați o predică, vă înălțați. Dacă ne înălțăm spre muntele casei Domnului, care va fi cel mai înalt munte, și asta e o parabolă, nu? E o parabolă. Ne vom ridica cel mai sus, până vom ajunge toți la statura plinătății lui Dumnezeu, spiritul de război, spiritul de ură, spiritul de răzbunare va dispare. Și toate armele le vom transforma în unelte agricole și îmbogățim firma fratelui cu unelte agricole pe gratis, făcute din armele de război. Gândiți-vă dumneavoastră câte tone, sute, poate mii de tone de fier de bună calitate, din proiectile, din tunuri, din tancuri, din toate acestea, se distrug acum. Câte? Dacă din toate acestea le-am adunat și am face unelte bune, ce-ar fi? Ei, treaba asta se va face într-o zi. Când ne vom sui la casa Domnului, când Mihail va veni și va pune capăt războaielor și când împărăția cerului va începe. Mai rămâne un singur lucru.
Dumnezeu nu-și permite să ducă în cer un om care mai are în el un microb al urei, al războiului, al patimii, al orgoliului, al ambiției. De aceea, Dumnezeu mai îngăduie tot ce se întâmplă în lumea noastră, pentru că, vreau să vă spun, un lucru bun al războiului a fost evangelizarea. Cele mai multe biserici s-au înființat în țara noastră după primul război mondial. Am deja până acum vreo 5-6 documente în Transilvania, în Muntenia, în Oltenia, în Moldova, oameni care s-au întors din primul război mondial cu câte o Biblie și toți au înființat o biserică. Foarte mulți biserici adventiste, dar unii și biserici baptiste. Cu Biblia întorsă din război. Războiul omului și războiul Domnului. Vreau să vă spun, trăim într-o lume a războiului, nu scăpăm de război. Dar care război vreți să-l duceți? Al Domnului. Dacă duceți războiul Domnului, faceți ce a făcut David când s-a întâlnit cu Abigail. Ce a făcut? Mai întâi și-a băgat sabia în teacă, a pus capul în pământ un pic rușinat, nu că o femeie l-a dezamorsat. Și apoi a făcut calea întoarsă. Asta este războiul Domnului. Băgăm sabia în teacă, ne liniștim și apoi ne urcăm la casa Domnului să ne închinăm. Să ne ajute Domnul să fim făcători de pace. Și să ducem, dacă ducem un război, războiul Domnului. Pentru dreptate, pentru adevăr și pentru pregătirea noastră pentru final. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Prima întrebare. În epistola lui Iuda, versetele 14 și 15, în care Iuda spune: și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinții săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor. Ce vreau să spun este faptul că Iuda, în epistola lui, îl citează pe Enoch, ca și cum Enoch ar fi scris undeva acest lucru. Noi avem multe locuri în Noul Testament unde Pavel face referire la cărți din Vechiul Testament. Totuși, ceea ce face Iuda aici, citându-l pe Enoch, ne face automat să ne punem întrebarea: în ce carte a citit Iuda cele spuse de Enoch și cărora le dă veridicitate citatul amintit? Și dacă există o carte a lui Enoch, dacă o citează Iuda, un scriitor al epistolei Noul Testament, de ce nu este și cartea lui Enoch în Vechiul Testament? Și completează așa: știu că s-au descoperit fragmente din ea la Qumran, la Marea Moartă, și mai știu că unii creștini din Etiopia au introdus cartea lui Enoch în canon. Au fost duși în eroare acei creștini? Sunt și lucruri adevărate în cartea lui Enoch, cum ar fi ierarhia îngerilor și numele lor? Foarte bună întrebarea și merită analiză serioasă la această întrebare. Un lucru este cert, scriitorii Bibliei și Noul și Vechiul Testament au citat din cărți ale timpului lor. Nu am timp să vă enumăr, mai ales din cărțile de cronici și de istorie, s-a citat foarte mult. Citarea aceasta a fost făcută sub călăuzirea Duhului Sfânt. Sora White a citat din foarte multe cărți. În momentul în care inspirația divină, Duhul Sfânt, te conduce să iei un anumit paragraf, acel paragraf capătă autoritate, adică este un adevăr istoric. Pentru că a trecut prin selecția Duhului Sfânt care îl conducea pe acel scriitor. Acesta este primul argument. Al doilea argument nu semnează că acea carte este în întregime bună, ci paragraful citat, ideea citată, este corect. Pentru că în cărțile neinspirate, literatura care o avem noi, sunt și lucruri bune, sunt și lucruri rele. Iar noi,
Cu cât suntem mai mult sub conducerea Duhului Sfânt, avem capacitatea de a selecta numai părțile bune și nu le luăm pe celelalte. În al doilea rând, cartea lui Enoch, pe timpul Noului Testament, existau foarte multe cărți numite apocrife, care înseamnă de mică valoare, iar noi le dăm sensul de neinspirate. Aceste cărți, ca să capete o foarte mare autoritate, ele erau fals datate cu nume de mare rezonanță din Biblie, precum Enoch, Noe, Abraham și alții. Și întâlnim o literatură foarte bogată, scrisă de evrei neinspirați, oameni de rând, care spunea epistola lucutare, apocalipsa lucutare, învățătura lucutare, cu aceste nume de rezonanță. Evident că aceste cărți nu reprezintă un adevăr inspirat și ele nu au fost folosite. Aici, Iuda nu citează din epistola lui Enoch. Nu citează. În epistola lui Enoch nu apare acest paragraf. Dar în epistola scurtă a lui Iuda, citează dintr-o altă carte. Deci există un alt paragraf care este citat, dar nu acesta. Iuda, prin inspirație divină, ne spune nouă care era subiectul principal al predicilor lui Enoch. Deci predicile lui Enoch vorbeau despre ce? Despre a doua venire a Domnului Hristos. Deci ceea ce nu avem în Geneza, completează Iuda prin inspirație divină. Deci, nu am putut să vă dau răspunsul foarte complet, dar cam atâta am putut să vă dau. Mulțumim. Acum facem o călătorie în urmă cu milioane de ani în urmă. Și întrebarea este următoarea. Au existat dinozauri cu milioane de ani în urmă? Au existat dinozauri, dar nu cu milioane de ani în urmă. Dinozauri a existat. Nu vă pot spune foarte sigur. Ultima dată când m-am întâlnit cu specialiștii de la Geo Research Institute din America, California, specialiști adventiști, oamenii aceștia studiază paleontologie, geologie și biologie, un institut care a ajuns până la gradul de doctorat. Deci este primul institut de acest gen care acordă doctorate în aceste domenii pe baze creaționiste. Și stau față în față cu specialiștii pe bază evoluționistă și le combat ideile acestora și susțin ideile lor. Nu intru în amănunte că nici nu sunt specialist pe domeniu, dar știu precis că i-am auzit. Urmele de dinozauri care s-au găsit în lumea noastră și s-au găsit multe depozite, sunt de după potop. Pentru că în câteva depozite din Siberia s-a găsit dinozauri în burta cărora iarba încă nu era digerată. Deci au mâncat și au murit și au intrat direct în congelator. Și au rămas congelați. Ceea ce înseamnă că aceștia sunt de după potop. Tot ce au murit înainte de potop, extragem acum cărbunele și petrolul. Asta este. Animalele și plantele care au murit și au devenit petrol, gaze și cărbune. Asta e. Deci dinozauri nu sunt cu milioane de ani, sunt cu 5-6 mii de ani în urmă, 4 mii de ani, 5-6, cam așa ceva. A fost un cataclism foarte puternic cândva după potop. Există în Cartea Genezei, zice, Peleg, unul din urmașii lui Noe, în timpul căruia s-a împărțit pământul. Una din variante este că pe timpul lui a fost un foarte mare cataclism când efectiv s-a produs o ruptură, deci Euro-Africa s-a desprins de America,
Vedeți că dacă le apropie așa, el este cam în bucă. Atunci se pare că s-au despărțit continentele și au rămas separate. Și în momentul acela, normal că a fost un cataclism foarte puternic, s-a schimbat și clima și zonele nordice în zona Siberiei s-au găsit depozite cu dinozauri, care, v-am spus, congelați cu mâncarea nedigerată în ei. Am atât vă pot spune. Ascultați-mă. De vreo 150 de ani, teologii, în ghilimele, încearcă să facă un compromis între evoluție și creațiune. Și din păcate avem și câțiva adventiști români, mare specialiști în acest lucru, păcat de ei, rușinea noastră, a fost și pastorul vostru, care merge pe această coardă. Ori e creațiune, ori e evoluție. Nu pot să existe amândouă. Nu poate să existe relație între creațiune și evoluție. Pe internet, cine vrea, pune ce vrea. Absolut tot ce vrei. Internetul nu este un lucru foarte sigur. Cartea este ceva mai sigură. Când scrii o carte, nu ai curajul să pui chiar orice, că te ia imediat alții de ureche. Eu vă sfătuiesc să intrați pe Geo Research Institute. O să vă dea ei acolo anumite lucruri. Intrați că o să găsiți un fel de dialog cu ei. Sunt specialiștii adventiști. Sunt și vreo 3 sau 4 cărți scrise de ei, traduse în limba română, Citiți aceste lucruri care reprezintă o știință autentică și reală. Acum vreo 8 ani, cred, la o conferință la care am participat, au fost 2 din acești specialiști. Ei au situri unde studiază fel de fel, urme, tot, și ne-a demonstrat cu foarte multă claritate cât de distorsionate sunt argumentele folosite de evoluționiști. Ei nu sunt cinstiți. Gândiți-vă că folosim niște amprente care au rămas pe stâncă, pe undeva așa, și au niște schelete. Deci eu pot să găsesc, dacă mă duc într-un cimitir sau la o morgă, oameni bolnavi de XYZ cu oasele deformate. Și dacă iau o treabă din aia, spun, omul de acum 100.000 de ani era așa. Dar ăla nu e un caz normal, este un caz patologic. Iar evoluționiștii folosesc fel de fel de trucuri ca să susțină teoriile lor. Intrați pe Geo Research Institute și acolo găsiți documentele sigure. Citiți cărțile care apare sub editura lor, traduse de noi în românește și vă veți avea informație clară. Lăsăm fosilele la muzeu și ne ocupăm de lucruri de actualitate acum. De ce botezul efectuat într-o anumită religie nu este recunoscut de altă religie? Păi nu toate religiile fac treaba asta. Mănânc să se referă la creștinism. Da. Vorbim de... Am un caz acum, o nepoțică, care trebuie să treacă la o altă școală. Școala este catolică și a spus așa, te primim la școală dacă te botezi catolică. A zis, mă duc la cea mai prostă școală din oraș, dar de botezat la catolic nu mă botez. Frumos. Deci sunt biserici care nu te acceptă. Dacă eu vreau să viu la Iulu Valori și zic, vreau să mă fac baptist, nu-mi cere să mai mă botez. Mă primește cu botezul adventist. Adventiștii încă cer botezul în multe cazuri. Deja sunt unele cazuri în care îi primim pe oameni prin mărturie de credință. Ce scrie acolo un domn, o credință și un botez, este un adevăr foarte important și vorbește despre unicitatea botezului și a credinței în sinea lui. Adică botezul nu este decât o expresie a unei schimbări lăuntrice, profunde. Profunde. Iar dacă un om a trecut prin această metanoia, schimbare profundă,
pocăință. Acea pocăință trebuie să fie vizibilă prin botez. Prin botez. Și atunci noi cerem, dacă tu te-ai pocăit, trebuie să te botezi. Din punctul de vedere adventist, botezul este și dovada pocăinței, metanoia, dar este și dovada legământului. Deci, la botez eu fac un legământ cu Dumnezeu. Îi sunt credincios în aceste puncte. 1, 2, 3, 4, 5. Când am avut de botezat creștini evanghelici, da, dar eu m-am botezat biblic cu tare, primiți-ne. Ei insistă să-i primim fără botez. Și eu spun, da, eu sunt de acord cu tine. Ești un om pocăit. Dar tu ai făcut contract numai pe o cameră și tu ai două camere în apartament. Ce faci cu cealaltă cameră? Cui o dai? Păi toate sunt ale mele. Păi dacă vrei să fii toate ale mele, fă contractul complet. Botezul reprezintă un contract cu Dumnezeu de plin. Tu nu ai făcut contract pentru porunca a patra. Tu trebuie să închei cu Dumnezeu un legământ, Doamne, vreau să respect porunca ta, a patra, sabatul, vreau să fiu corect în respectarea acestei zile. Din acest motiv, noi socotim botezul autentic, cel care reflectă schimbarea în viața mea și cel care cuprinde un contract cu Dumnezeu, cuprinzând toate poruncele. E clar? Bine. De ce există diferențe între Biblii care aparțin unor culte diferite? Nu ar trebui să fie aceeași Biblie peste tot? Toți susțin că Biblia lor este cea bună, cea corectă. E o întrebare, zic eu, simplă aici. Eu am acasă, le-am avut pe toate, dar le-am dat la Cernica. Și acum mi-adun din nou Biblii. Deci eu când citesc acasă, am 3-4 Biblii pe masă. Plus că mai e și internetul și am Biblia ebraică care rămâne etalon. Când am o problemă mai dificilă, mă duc la Biblia ebraică și citesc. Acum, comparând Biblia ebraică cu cele câteva traduceri române, traducerea Cornilescu, traducerea GBV, traducerea NTR, sunt 3 traduceri protestante, este Fidela, a patra traducere protestantă, se lucrează acum la alta, observ micile diferențe. Am citit recent, am auzit o emisiune de radio a unui traducător oficial din limba română în limba franceză. Și s-a ajuns la discuția traduce. Și spunea omul, ce domnule, nu există traducere greșită. Dar când traduci dintr-o limbă în alta, poți folosi mai multe sinonime. De exemplu, speranță și nădejde. Sunt sinonime. Nădejdea este cuvânt de origine slavonă, o întâlnești în toate Bibliile ortodoxe. Speranța este un cuvânt de origine latină. Traducerile noi, cum am eu GBV-ul și traducerea NTR, folosesc cuvintele latine. Tendința românească de a ne apropia de baza noastră latină, nu? Baza noastră. Atunci toate cuvintele încercăm să le folosim latinește. Dar de ce nu spui slava Domnului? Păi slava este slava Ucraina, cuvânt latin, cuvânt rus. Dar cuvântul latin este glorie. Gloria in excelsis Deo. Și atunci folosim cuvântul glorie. Deci prima diferență este doar de ce sinonim folosești. De origine slavonă sau de origine latină. Nu cred că asta afectează fondul traducerii. Ce spuneți, băieți, tinerilor? Nu afectează. Este doar opțiunea mea spre sau spre. În al doilea rând, sunt anumite cuvinte ebraice care se folosesc doar o dată sau de două ori în toată Biblia. Deci dacă citești Biblia ebraică, nu găsești decât o dată sau de tohu vabohu. Găsești numai de două ori. Atunci, ce-i tohu vabohu? Atunci am spus pustiu și gol. Dar nu știm exact sensul ebraic, care ar putea să fie și mai profund.
Întâlnim nume de animale și de plante care au dispărut, nu mai sunt, și ce, Leviatanul. Cine o fi Leviatan? Și spune, s-ar putea să fie crocodilul. S-ar putea să fie. Și atunci unii au spus ăla, și dacă vă uitați în TRU sau GBV-ul, spune un altul. Că nu știm. Și noi am spus acolo, în unele locuri, traducerea, de exemplu, NTR-ul, nu mai traduce cuvântul, ci îl transliterează direct din ebraică. Și îl spune pe ebraică. Da. Yedutun, un nume pentru poporul evreu. Sau pentru egipteni, iar au un alt nume. Deci acestea sunt problemele dificile cu care se confruntă traducătorul când întâlnește un cuvânt căruia nu știe exact sensul și atunci ori îl transliterează, ori îl traduce cu ceva care îi se pare lui că ar fi apropiat. Și mai există al treia variantă, când textul ebraic este puțin confuz. Nu poți să-ți dai seama exact ce vrea să spună. Vă dau un exemplu. Deci, eu a trebuit să traduc, când am învățat limba ebraică, paragraful ăsta din Biblie și profesorul striga la noi, nu traduceți luni din Biblia voastră, traduceți numai ebraică, nu vă uitați în engleză, în română, în altele. Că nu mai era traducere, era copiere. Și în Biblia noastră spune Naomi, zice, am plecat din Israel bogată și m-am întors săracă. Păi dacă era bogată, de ce a plecat din Israel? A plecat, de ce a plecat din Israel? De foame a plecat, deci nu era bogată. Nu? Dar bineînțeles, a plecat bogată și mă uit eu și când citesc în engleză, în ebraică, spune, zice, am plecat plină și m-am întors goală. Oh, s-a schimbat sensul. Și se discută aici nu problema ce ai în exterior, ci problema maternității. Când am plecat, puteam să am copii. Eram o femeie încă în perioada normală, aveam bărbat și puteam să am copii. Acum am îmbătrânit, mi-a murit și bărbatul, orice s-ar întâmpla, nu mai pot să... Și am plecat plină și acum nu mai pot. Dar foarte elegant, vedeți, evreii au un limbaj elegant, ei nu folosesc cuvinte așa urâte. Și atunci, foarte mulți traducători n-au înțeles sensul. Dar mai am 5 minute. Și 5 întrebări. Este păcat să te căsătorești cu cineva de un alt cult creștin, protestant sau ortodox? Cum spunea Pavel, nu-i păcat să te căsătorești, dar zice, dacă te căsătorești, o să ai multe necazuri. Dacă îți mai ieși o filisteancă, apoi ți-ai luat moară pe cap. Încercați, o să vedeți. Există situații în care dansul nu este păcat? Da, există. Există dansul religios, care se practică de anumite popoare din Orient, care au reușit să păstreze tradiția veche. Evreii religioși practică dansul religios, doar bărbații între ei, care reflectă o bucurie extraordinară. Ei când iau din dulapul sfânt Tora, deci legea, se adună în jurul ei aici și practică un dans religios de bucurie că a venit Tora. Există. Pentru că dansul a fost dansul la origine a fost religios, dar fiindcă a fost pervertit, noi nu-l mai practicăm. Dar la origine a fost religios. Bănuiesc că cine întreabă se referă și la dans dintre soț-soție? Nu, în Biblie nu există decât dansul bărbaților. Femeile nu participă la așa ceva. De ce Dumnezeu permite suferințe sau boli copiilor? Dacă moare un bebeluș, va fi el mântuit? Nu știm. Răspuns exact nu avem. Dar, cum se numesc? Tradiția noastră este că bebelușii depind de credincioșia părinților. Și ei vor fi de partea lor. Dar, Dumnezeu care cunoaște codul genetic, cunoaște tot ceea ce noi încă nu cunoaștem,
El va decide care va fi viitorul acestor copii. Nu știm. Mântuirea este a Dumnezeului nostru. Cam asta este. Suferința în cartea Calea către Hristos spune așa. Sunt patru categorii. Deci spinii, pălămida, greutățile și ispitele care fac viața plină de trudă și griji au fost rânduite spre binele nostru. Ele fac parte din școala care ne cizelează, ne pregătesc și ne ajută să fim mai buni pentru cer. Citiți în Calea către Hristos un paragraf excepțional care răspunde la această problemă. Și ultima întrebare. Mai era una despre dinozauri, dar ați răspuns. Iar întrebarea 8 și 9 poate fi una singură. Va îngădui Dumnezeu să ne întâlnim sau să luăm contact cu alte forme de viață extraterestre? Și ne va permite să ajungem să ocupăm sau să colonizăm alte planete? În viața cea nouă, da. Dar acum nu. Da. Când va veni Domnul Hristos, vom călători pe alte planete, ne vom bucura cu alți oameni de pe alte planete, dar în viața aceasta nu. Vă mulțumesc foarte mult!